Salut! Haideți să vedem cum se descurcă camerele principale ale lui Moto Edge 40. Avem parte de un sistem dublu cu doi senzori, primul fiind de 50 de megapixel cu stabilizare optică și tehnologie quad pixel, la fel ca și pe camera din față, iar al doilea fiind un senzor de 13 megapixel folosit pentru fotografierea macro sau ultra-wide la 120 de grade. Telefonul poate fi folosit cu camerele acestea pentru partea de video sau de foto și, după cum vă spuneam, rămâne să vedem la finalul articolului de review dacă merită sau nu să cumpărăm acest nou telefon de la Motorola. Vă mulțumesc și vă aștept pe arenait.ro!